Salutare tuturor și bine ați revenit din nou pe canalul meu. În acest video aș dori să vă prezint un unboxing despre produsele și site-ul, mai exact Shein. Am comandat 3 produse de pe site-ul Shein. Nu știu sigur dacă în România se poate comanda, dar cu siguranță în Belgia comanda ajunge în maxim 15 zile, ceea ce este foarte tare. Ce mi-a mai plăcut foarte mult la acest site este faptul că și la comanda livrată în sine, este faptul că fiecare produs vine în acest ambalaj, ceea ce este foarte tare. A venit în timpul în care a spus că o să ajungă și am să vă prezint exact produsele cu prețul și cu tot. Primul produs pe care l-am achiziționat a fost acesta de pe mine. Este foarte, 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 foarte drăguț, îmi place foarte mult, însă are un miros anume, am să-l spăl. Desigur, acum l-am luat doar ca să vi-l prezint vouă. Este foarte drăguț, îmi place foarte mult. Este exact ca și în poze și l-am achiziționat la suma de 13,60 euro. Să vă spun și în lei. 60. Cam 66,64 lei, cam atât a fost. Este foarte drăguț, îmi place și aici cum este așa mai larg și cu siguranță am să mai îmi comand și alte pulovere de pe site. Cel de-al doilea și al treilea produs vor fi pijamale. Cel de-al doilea, ce îmi place cel mai mult la acesta este că este cu raton. Este foarte, foarte drăguț. Mie îmi plac pijamalele puțin mai largi și de aceea sunt așa. Este foarte drăguț, materialul este foarte bun, deși nu este din bumbac, însă la atingere este foarte plăcut. Așa arată pijamaua. Este foarte confortabilă, sincer, îmi place la nebunie. Și aceasta am achiziționat-o la suma de 15,30 euro. 74,97 lei. Cel de-al treilea produs este tot o pijama. Este pijama de Crăciun, care este foarte simpatică. Este interesant la atingere materialul. Sper să fie și confortabil. Și este foarte drăguț. Îmi place foarte mult și partea de jos a pantalonului și bluzița este cu năsturei. Și cam așa arată cea de-a treia pijama. Sunt pregătită de Crăciun. Îmi place foarte mult că și la mână are ca și la pantalon partea aceasta. Să vedem suma. Suma acestei pijamale a fost 15,30 ca și a primei, de 74,975 lei. Îmi place foarte mult, se simte bine pe piele, sper să fie confortabilă. V-am făcut un unboxing, deoarece mi-am achiziționat doar 3 produse ca să le testez, să văd vine comanda, nu vine comanda, care este calitatea produselor. Sinceră să fiu, pentru banii pe care i-am dat, este o calitate foarte bună, din punctul meu de vedere, și a puloverului și a pijamalelor. Îmi place foarte mult. Cu siguranță am să mai îmi comand și am să vă mai prezint ce urmează să mai îmi comand. Am văzut că sunt o mulțime de lucruri și pentru bucătărie, tot felul de produse care să te ajute să gătești mai ușor și mai ingenios, dacă pot să spun așa. Sunt o multitudine de haine. Îmi pare rău că în România, din câte am mai văzut la alte unboxing-uri, da, pe YouTube, nu se livrează în România, așa spuneau fetele. Însă puteți să încercați. Sunt produse foarte bune, destul de calitative, aș putea să zic, și vine comanda în perioada în care îți sugerează atunci când plasezi comanda. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să dați un like, subscribe, să apăsați clopoțelul de notificare și să-mi lăsați un comentariu dacă v-ați cumpărat și voi produse de pe site-ul Shein și ce părere ați avut. Și ne vedem vinerea viitoare cu un alt videoclip. V-am pupat! Pa, pa!